Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, intervalul 15 noiembrie-13 decembrie 2021. Potrivit specialiștilor, vremea se răcește de joi, mai ales în nord, nord-est și la munte, unde vor predomina ninsorile și este posibil să se depună și un strat de câțiva centimetri. În săptămâna 15-22 noiembrie, valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara, dar mai ales în regiunile sud-vestice. Pentru perioada 22-29 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicată în extremitatea sud-est. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință în general excedentară în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. 29 noiembrie-6 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicată local în regiunile estice și sud-estice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. În săptămâna 6-13 decembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea estică a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi în general apropiate de cele specifice pentru acest interval la nivelul întregii țări.